Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre parfumuri de nișă perfecte, perfecte de avut în colecția de parfumuri în perioada rece, niște parfumuri pe care eu le iubesc de nu mai pot. Am vorbit despre parfumuri de designer, am vorbit despre parfumuri accesibile pentru perioada rece, am vorbit despre parfumuri sofisticate și elegante și nu le-am mai inclus și aici, chiar dacă le consider perfecte și pe acelea, sincer. Și reiese din clipul acela că sunt niște parfumuri de avut în colecție în cazul în care îți dorești niște parfumuri mai elegante pe care vrei să le porți la evenimente și așa mai departe. Ei bine, astăzi vorbim despre parfumuri, cred că sunt peste 10 parfumuri pe care le consider perfecte pentru perioada rece. Sunt must have în colecția de parfumuri, dar nu trebuie să le aveți pe toate, adică dacă sunteți în căutarea unor parfumuri cozy, vanilate, cu cafea, dulci, înțelegeți voi și rezonați cu mine, poate găsiți inspirație în clipul acesta, însă în general nu vă recomand să strângeți o tonă de parfumuri, dar știu că dacă sunteți pasionate ca și mine, tindeți să faceți asta pentru că noi căutăm parfumuri din ce în ce mai bune, parfumurile alea perfecte și eu am găsit multe, multe parfumuri pe care le consider perfecte. 100 din 10, 1000 din 10 parfumuri bune, bune. Dar când spun asta, spun din punctul meu de vedere și după preferințele mele. Asta nu înseamnă că parfumurile astea sunt perfecte și pentru voi. Dacă mă urmăriți mai de mult, cu siguranță rezonați cu mine și poate că o să aveți încredere să vă cumpărați blind un parfum, pentru că să recunoaștem că facem asta, ne uităm la păreri și comandăm blind. Dar da, testați, eu vă recomand să testați, chiar dacă voi vedeți că eu spun despre aceste parfumuri că sunt perfecte, perfecte. Hai să începem cu un parfum pe care de când l-am descoperit îl ador, m-a dat pe spate. La primul nas pot să spun că nu a fost chiar așa chimie, pentru că nu l-am înțeles. A avut nevoie de timp parfumul acesta din partea mea, pentru că l-am testat pe blotter și nu miroase pe blotter așa cum miroase pe piele, nu se dezvoltă la fel. Și când l-am dat pe piele prima dată și am plecat acasă, eram în delirium, dacă nu mă înșel, sau absentul, nu mai știu, și toată ziua l-am simțit, m-a înnebunit toată ziua cu aroma lui și la fel sunt și acum înnebunită după Milk de la Commodity. Da, cred că îmi place toată gama asta Milk de la Commodity, am mai testat eu și altele, dar nu pot să zic că m-au atras și nu le-am testat așa cum se cuvine, pot să zic și asta, deci aș testa cam tot de la Commodity odată, dar în special gama asta Milk, aș vrea să mai testez și Bold, parcă, sau Milk Plus, sau Milk acela alb, deci aș testa mai multe, dar acesta este perfect, este, mi se pare, cel mai echilibrat dintre toate. Este un parfum lemnos, este dulce, este caramelicios. Doamne, este un caramel așa, parcă un pic ars, dar combinat cu un lemn cremos. Mă duce cu gândul la un lemn așa maron chis. Deci, este atât de cozy și de frumos parfumul acesta, încât aș face baie în el non-stop. Non-stop. Vă recomand cu mare drag parfumul acesta, dar testați-l înainte, pentru că nu este cel mai prietenos așa din prima. Nu știu, trebuie să testezi parfumurile astea de la Commodity. Un alt parfum perfect din punctul meu de vedere este Replica by the Fireplace Maison Margiela. Este un parfum care mie mi-aduce amintiri, mi-amintește de copilărie, de vacanțele de iarnă la bunici, de soba de teracotă și este mirosul acela de, nu știu,
Dacă ați observat că, dacă vă amintiți de fapt, că nu știu dacă mai trăiți aceste momente, era un miros în casă și era și o căldură așa foarte puternică, pentru că nu puteai să controlezi neapărat căldura din casă cu o sobă. Eu asta mi-amintesc, că era foarte cald și mai băgai din când în când câte un lemn în sobă și mirosea așa lemne arse, a fum și o combinație de dulce vanilat cu fum și cu lemne arse. În același timp poate să te ducă la o vacanță, la munte, la o casă, cabană unde ai un șemineu sau la un foc de tabără. Deci este un parfum superb și există și dupuri după acest parfum, găsiți pe Dubai Collection. Am povestit despre parfumul de pe Dubai Collection care este făcut după acest parfum și este foarte, foarte bun și acela. Oh, da. Ador parfumul ăsta și vi-l recomand cu tot dragul. V-am zis, găsiți și o variantă accesibilă pe Dubai Collection. Puteți să folosiți și codul CC10. Deci CC10, pentru că am văzut că mai folosiți și codul CC05, care este cu 5% discount. Deci dacă folosiți codul meu, folosiți CC10. Vă pun pe ecran să-l folosiți și oricum găsiți în descriere toate codurile pe care eu le am. Nu am foarte multe, dar am câteva. Și găsiți informații în descrierea clipurilor. Dacă vă doriți un parfum cu cafea, Coffee Addict de la Theodoros Kalotinis este preferatul meu, parfumul meu preferat cu cafea din colecția mea. A rămas cam singurul cu cafea, așa, cafea care iese în evidență în colecție, pentru că are o cafea proaspăt râșnită în deschidere, dar este și dulce și îmi place foarte mult că se usucă așa caramelicios, vanilat, dulce. El are cafea, caramel, vanilie și cacao. Este un parfum frumos. Pot să spun că anul acesta nu prea mă îndrept înspre parfumurile cu cafea, dar acesta este unul dintre preferatele mele. Nu prea am întins mâna după el de când s-a făcut răcoare afară, dar oricum acestea sunt parfumuri pe care să le porți în perioada rece, adică atunci când este toamna aia mohorâtă, să zic așa, când e frig, când plouă și încă nu am purtat multe dintre parfumurile pentru vreme rece, dar astea sunt clar parfumuri pentru iarnă 100%, dar da, de-abia așteptam perioada ceva mai rece ca să fac baie în aceste parfumuri. Nu-mi pasă că încă mai dă soarele, chiar nu. Parfumul perfect cu caramel există și este chiar caramel de la Mirage. Ador parfumul acesta, în continuare este printre preferatele mele. Este un caramel moale, cremos, scump. Adică e un miros scump, miroase parfum cu caramel ieftin. Vă spun asta pentru că am descoperit la un moment dat un parfum în care caramelul mirosea ca și zahărul caramelizat. Mă ducea cu gândul la bomboanele acelea făcute în tigaie când eram mici. Deci nu este caramelul acela. Aici avem un caramel lăptos și dulce. Este un parfum dulce, este gurmand, este perfect, perfect. Ador parfumul acesta și la fel cred că am și de la ei un cod de discount pentru voi, așa că puteți să-l găsiți în descriere. Haideți că am venit și cu prăjitura perfectă, parfumul gourmand perfect Bianco Latte de la Giardini Toscana. Ce să zic, este frișcă. La fel se simte și aici un caramel, este un parfum lactonic, gourmand, fluffy, o cremă albă, pufoasă, frișcă. Eu vă spun ce simt acum în el, că nu știu exact ce note are, dar se simte și el caramelicios. Avem aici un iz caramelicios pe care eu îl regăsesc și în Milk, dar nu sunt la fel deloc parfumurile astea. Ăsta este gourmandul perfect, ăsta este mai lemnos, mai spre zona aia mai cozy. Aici avem clar un gourmand. Gourmandul perfect pentru mine
Mi-e greu să mai găsesc parfumuri care să mă dea pe spate, parfumuri gurmande care să mă dea pe spate, pentru că am niște parfumuri perfecte în colecție și foarte greu le mai bate ceva, foarte greu, dar vi le aduc vouă în atenție în cazul în care căutați și voi alt fel de parfumuri. Ok. Aici avem un parfum ceva mai feminin pentru perioada rece. O să vă arăt imediat încă unul pe care l-am eu aici, dar din păcate nu-l mai găsiți, așa că nu-l găsiți momentan, dar s-ar putea să-l găsiți mai târziu. Brecour Captiv este un parfum cu migdale, cu flori, cu floare de portocal, neroli, ceva pe acolo. Deci avem un parfum elegant de această dată. Elegant. Cred că am zis elegant. Așa a ieșit. Dar este și dulce, foarte dulce. Avem acolo și ceva suculent fructat în deschidere, ca un geleu suculent, dulce, migdalat, floral totodată. Chiar este floral. Deci este un parfum dulce, dar feminin, foarte bun pentru perioada rece și nu numai. Dar îl avem și pe Nobile, Perdizione. Îl duc eu în aceeași... Îl pun în aceeași categorie cu Captiv, doar că acesta este mai migdalat, mai pudrat, mai dulce. Acesta este ceva mai proaspăt și mai natural. Apropo, nu este cel mai natural parfum, Brecour Paris, Captiv. Nu este cel mai natural, este destul de sinteticuț și nu vă recomand să dați mulți bani pe el. Adică eu am dat un preț corect, prețul... În general încerc să plătesc prețul corect pe parfumuri. Asta v-am zis, depinde și de preferințele fiecăruia. Dar nu mi se pare cel mai scump parfum de nișă. E o nișă accesibilă, zic eu, dar totuși vă spun că eu am dat sub 300 de lei pe el. Nu dați mai mult. Chiar și sub 250 dacă puteți să dați. Cred că așa am dat eu când a apărut la un moment dat pe Makeup și l-am prins la prețul ăsta. Dar el, în general, pe site-uri e destul de scump și părerea mea este că nu merită 500 de lei parfumul acesta. No. Dar Perdizione merită. Merită și 500, deși nu am dat atâta pe el, pentru că, ce să vedeți, întotdeauna încerc să-mi iau parfumuri la prețuri cât se poate de bune. Și vă mai spun și vouă despre asta. Ei bine, Perdizione este mai... elegant, mi se pare mai natural și mai bine făcut decât Captiv, dar este și el tot așa un parfum cu flori, cu floare de portocal, cu neroli, cu vanilie, este dulce, dar are și o deschidere proaspătă. Băi, aici parcă se simt florile alea naturale, nu știu. E foarte frumos și este un parfum nu neapărat pentru perioada rece, mi se pare un parfum versatil, foarte versatil. Și pudrat, și frumos, și feminin, și dulce. E destul de bine echilibrat, are și o deschidere ceva mai proaspătă, care nu-i dă voie să fie un parfum așa dulce și pudrat. E delicios parfumul acesta, dar v-am zis, este... De fapt am vrut să-l aduc și să vă povestesc despre ele, dar nu l-aș pune neapărat în clipul acesta pentru că nu prea se găsește. Nu știu ce se întâmplă cu el, dar dacă îl găsiți, puneți mâna pe Perdizione. Da. Captiv, v-am zis, este must have pentru că este foarte frumos, dar nu dați mulți bani pe el. Părerea mea. Ce avem noi aici? Juliet has a gun. Din nou o nișă accesibilă. Din nou puteți să-l găsiți la un preț foarte bun dacă aveți răbdare și dacă voi căutați acolo unde trebuie. Puteți să-l găsiți și la 200 de lei, nu știu, până în 250 de lei. Juliet has a gun. Este un parfum dulce, foarte vanilat, pudrat, cu fructe, o combinație de fructe și multă vanilie, caramel, lemn de santal cremos. E delicios parfumul ăsta, delicios și foarte, foarte dulce. Dacă vă plac parfumurile dulci, gurmande, caramelicioase, vanilate, da. E frumos și dacă îl mai găsiți la un preț bun, este perfect. Un alt parfum pe care eu îl ador este Crystal Love de la Attar Collection. Da. Este un parfum cu fructe, cu ciocolată, cu vanilie
și tonka. Este o tonka un pic afumată, aș putea să spun. Este un parfum seducător, este sexy, este dulce, este dense. Are un vibe puțin oriental. E perfect pentru perioada rece, este și fructat, este dulce. Îmi place de nu mai pot. Attar Collection Crystal Love. Chiar vă recomand să-l testați dacă aveți ocazia. Pentru că, da, este printre parfumurile mele favorite. Haideți să vă mai arăt un parfum perfect pentru perioada rece. Este vorba despre Vanilla Royale de la Kayali. Din nou, este un parfum deosebit, este un parfum perfect din punctul meu de vedere și găsiți și o variantă mai accesibilă pe Dubai Collection, se numește December Vanilla, despre care am auzit că seamănă foarte bine cu acesta și este un parfum bun. Aici avem rom, avem flori, avem vanilie, creme brulee, spices, tonka, piele, doamne, deci parfumul ăsta este atât de puternic. E puternic, este dulce, este un pic buzy, e din nou un parfum sexy, seducător, mai obrăznicuț așa și avem o bază cu oud, brown sugar, zahăr brun, zahăr, ambră, mosc, e o nebunie, este o bombă, o bombă este parfumul ăsta. Da. Anul trecut nu l-am simțit atât de buzi, dar acum parcă îl simt, romul acela. Mi se pare un parfum pentru când este frig. Trebuie să îl porți, nu știu, maxim 3 pufuri, cred că e mult. Și purtat atunci când este frig, pentru că altfel poți să nu-l mai suporți. Deci eu l-am mirosit primăvară și am zis, oh my god, ce puternic e. Dar acum că s-a mai răcorit și mai ales în casă, chiar s-a răcorit la mine, îl simt total diferit, îl simt perfect pentru a fi purtat acum și mai ales iarna. Deci e o bombă, persistă foarte, foarte, foarte bine. Nu este un miros comun, e altceva. Dar v-am zis, găsiți o variantă, un parfum care este făcut după acesta de pe Dubai Collection, December Vanilla, chiar sunt curioasă și eu de acela. Dar da, v-am zis că maxim 3 pufuri sunt de ajuns ca să folosești parfumul ăsta și atunci am aici 100 de mililitri, deci nu văd eu să folosesc, pentru că mi-aș fi luat și un December Vanilla, dar nu cred că are rost. Am înțeles că e foarte bun din toate punctele de vedere și acela. Și ultimul parfum despre care vorbim, apoi am două mențiuni speciale, ca să zic așa, pentru că fac parte din clipul acesta, dar totodată pe unul dintre ele nu îl mai găsiți și pe celălalt, și celălalt este un parfum arabesc care eu îl pun aici lângă acestea de nișă. Ok, Rosendo Mateu 6 este un parfum ceva mai elegant și ceva mai seducător, nu este atât de dulce ca și restul parfumurilor despre care am vorbit astăzi, dar e o combinație de flori, are o iasomie frumoasă, are o ambră, este cald așa și seducător și foarte frumos parfumul, are ceva vibe sau urmează trendul ăsta cu erba pura. Nu vreau să vă spun că seamănă foarte bine cu erba pura. Consider că trebuie să vă spun asta ca să nu aveți surprize atunci când testați parfumul, pentru că este imposibil să nu-ți dai seama că are ceva din erba pura. Adică să vă faceți măcar o idee, dar nu este la fel și se usucă diferit și este mai elegant, mai plin, așa, mai dens, mai floral, mai feminin. Mai cald, aș putea să spun, deci mie îmi place foarte mult erba pura, nu mă înțelegeți greșit, dar știu că sunt persoane care ori iubesc, ori urăsc erba pura și atunci trebuie să știți la ce să vă așteptați. Pentru că inițial nu mi-am dat seama că se duce în zona aia, dar tot
mi se părea că seamănă cu ceva și apoi am zis, nu, e clar, urmează trendul, asta este trendul, nu avem ce face, este un trend pe care unii îl adoră și mie îmi place foarte mult, îmi place, mi-a plăcut foarte mult erba pura, apoi am descoperit kirche, ceva mai tropical și mi l-am luat pe acela, dar să știți că erba gold le bate pe ambele, și pe erba pura și pe kirche, părerea mea, deci erba gold. Este genial. Pe acesta îl văd ceva mai feminin și mai elegant totuși. Mai elegant, o misterios așa și seducător. Da. Rosendo Mateu 6. Și mențiunile speciale din clipul de astăzi, pentru că n-am vrut să le includ. Uite, de exemplu, Ia de la Essence de Romanie. Ia este un parfum care pe mine mă duce cu gândul la Crăciun, la cozonac, la mirosul acela din casă, pe care îl simți în casă atunci când dai la cuptor cozonac cu cacao. Este un parfum cald condimentat, cu scorțișoară, cu vanilie, are o deschidere fructată, cu niște fructe ușor amețite, așa. Adică nu este un parfum buzi, dar parcă fructele acelea au ceva acolo buzi. Un lichior așa de fructe, dar totodată nu e buzi, nu știu dacă mă înțelegeți. În fine, și în bază este dulce, este cald, este condimentat cu scorțișoara aia. Pe mine mă duce cu gândul și la cacao și la cozonac cu cacao. Deci ia, vreau să îl pun în clipul acesta pentru că îl ador și îl port în perioada rece, dar din păcate nu se mai găsește. Nu știu care-i treaba cu el. Găsiți altele pe Douglas, în Douglas, în Douglas. Eu zic pentru că de obicei intru online, dar în Douglas găsiți parfumurile de la Essence de Romanie. Mie mi-au mai plăcut vreo două, dar n-am mai știut care dintre ele îmi plăcea mai mult, adică am testat Nor și încă unul și știu că mi-a plăcut unul foarte, foarte mult și nu mai știu care era și din păcate în Douglasul în care mă duc eu nu mai găsesc testere. Înainte puteai să le testezi, dar na, ce să faci? Și o altă mențiune, da, nu mai am loc în cadru, că este și un parfum mare. Aris Absolu de la Arabiat Prestige, un parfum pe care îl găsiți pe Dubai Collection, un parfum pe care îl pun lângă acestea, pentru că este minunat. Este un parfum cu tonka, este un parfum inspirat din BDK, Velvet Tonka, parcă? Doamne, migdale, cireșe, sâmburi, un pic amărui, dar și dulce totodată, și cozy, și cald, și vanilat, și îl ador. Deci îl pun lângă acestea, îl pun aici, chiar dacă toate sunt mai scumpe decât Aris. Dar este minunat parfumul ăsta. Și da, este un parfum de nișă la 200 și ceva de lei. Îl găsiți pe Dubai Collection, puteți să folosiți codul CC10 pentru 10% discount și e minunat, persistă bine, este cald, este perfect pentru perioada rece, este amărui, migdalat, delicios. Și devine din ce în ce mai frumos. Da. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul acesta. Spuneți-mi și voi în comentarii despre parfumuri de nișă pe care voi le considerați de avut în colecție, pe care voi le iubiți foarte, foarte, foarte mult și ce știți voi că mi-ar plăcea și mie, pentru că am început să ne cunoaștem așa. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Să-mi lăsați un like, să apăsați pe clopoțel, să împărtășiți cu prietenii voștri clipurile mele, pentru că asta mă ajută foarte mult și ajută acest canal să meargă mai departe și să vorbim despre parfumuri. Noi ne vedem în curând cu un video nou, să aveți o zi minunată, v-am pupat! Pa, pa!